Munteanu și prietenii săi podcast, nu futilități. Ceasul din turn tocmai a bătut ora 10, a bătut și niște noiembrie pe la noi prin case, toamna lui 2022. Am dat aceste informații pentru cei care ne vor studia peste 100 de ani în viitor să știe că ce se întâmplă aici este pe bune, nu este propagandă, și dacă vor fi niște roboți sau vreo generație peste vreo 100 de ani care chiar vrea să vadă ce se întâmplă în colțul ăsta. Uite, e bine că poate dau și de noi. Bună seara, Silviu Munteanu, sunt, am, ocupat, am ocupat vastele studiouri Radio 7 pe 103 cu 4 FM, suntem și video pe YouTube, canalul 13 TV, sigla cu pisică neagră. Dacă tot vă uitați la noi, un like și un subscribe ar fi mucio apreciate și ne-ar face și mai vizibil. Mai Godoroja, bine ai revenit. Bună dimineața! Ne-am văzut în vama ultima oară. Ne-am întâlnit la alimentare, eu îl cumpăram cu fimea bere, dacă vine să crezi. Da, uh, iar eu eram în uh, preumblare cu uh, soția mea prin uh, preajma unui festival de jazz și blues care se petrecea la 2 mai. Și uh, știu că am fost întrebat de foarte mulți de ce la 2 mai și nu la Vama Veche și uh, am avut un răspuns foarte simplu și anume că mm, 2 mai au fost de fapt uh, ei cei 2 mai au fost originalul Vama a fost o copie o clonă al lui 2 mai iar uh, ce s-a întâmplat mai astăzi cu Vama nu prea îți dă aripi să faci acolo Niscaiva Blues și Jazz, așa că 2 mai din nou a devenit mai adecvat uh, și nu numai că a fost uh, mai primitor și mai uh, liniștit 2 maiul, dar faptul că niciun bumții-bumții nu au ajuns la scena unde se cânta o piesă a lui Jimi Hendrix e o veste bună pentru 2022 mare, la mare, nu unde a fost exact la 2 mai? Știu că am văzut promovare pe Facebook, nu ne-am uh, sincronizat eu cu concediul, da, ca orice om al muncii, nu m-am sincronizat, am ajuns cred o săptămână mai târziu. A fost fix pe platoul unde sunt taberele, sau unde au fost taberele suzențești într-o vreme. Uh, Se mai a... fac cantonamente acolo. Da, cred. este chiar lângă plajă, uh, dar uh, aș. Ataca începutul acestei ediții în din vastele studiouri, în care ai spus tu că asta, misiunea de astăzi, poate fi și ea, la rândul ei, un, un martor pentru civilizațiile viitoare, nu? Viitorului, să vadă cum comunica oamenii în anul de grație 2022. Și ai spus roboți. Și uh, atunci eu am uh, zis, stai puțin, dar de ce viitorul trebuie să fie neapărat al civilizațiilor tehnologice? De ce să nu fie un, uh, un viitor al civilizațiilor organice, al, al revoluțiilor organice și dacă vrei. Uh, Asta sună Max deja, nu știu ce să zic. Uh, adică de ce să nu fie un viitor al uh, uh, ființei și nu al uh, metalului, al tehnologiei? Uh, sigur că. Optimismul tău mi se pare îngrijorător. <glie> Glumesc. Nu, nu știu dacă, dacă am vreo bază foarte temeinică științifică, în ce spun, dar am o bază, să zicem, al bunului simț, care pleacă tot de la o discuție pe care am avut-o pe scări despre iată cum se vinde și se face muzica în anul de grație 2022 cu ajutorul uh, unor software-uri. Uh, unor programe de computer în care bagi uh, ceva, cum ar fi, vreau, o polcă, și iese pe partea elaltă o polcă. Și se pune întrebarea, ok, va să zic că așa se va face muzica de acum încolo, în viitor. Ajungem și acolo. Da. Hai să terminăm cu 2 mai, că uite, este un loc care, mie personal, mi este foarte drag, adică oriunde aș merge pe planeta asta, trebuie să ajung cel puțin o dată pe an să stau câteva zile la Micul Golf acolo și să-mi cânte pe plaje un uh, uh, Morris nu Morrison Morisei uh, te refer te la stuf sau la... Nu la stuf, chiar la doi mai, la micul golf mai. acolo. Să știi că au un playlist A, foarte amicu, special. Știu. Am constatat că au un playlist foarte special, nu depășește nimic anii 2000. Acolo anul acesta m-am alcoolizat plăcut. Să am luat-o de pe la două, așa, după masa și m-am ridicat cu destul de multă agilitate, dar greutate, de pe la un nouă, dar foarte frumos foarte frumos acolo, Amicul Golf din 2 mai și că vorbești de muzici, eu am ascultat acolo Uriah hip, Demons and Wizards am ascultat așa pf, George Duke, două albume de funk din puse integral având în vedere că am avut un stagiu prelungit în acea după amiază, am ascultat albume întregi, deci da ai dreptate. Van Morrison voiam să spun. Așa. Ăla este locul în care eu la o sticlă de vin l-am descoperit pe Van Morrison. Și ai zis, wow, ce... Da, da, Van Morrison. În fine, băncuțele sunt cam incomode, dar asta ne ține totuși funcționabil Da. Ce mai... Știi ce vreau să te întreb? De ce oare la uh, zonele acestea de muzică nostalgică, pentru că uh, copiii mei ascultând ce se întâmpla la uh, boxa Bluetooth de la uh, Micul Golf, N-aveau nicio reacție participativă, era una contemplativă, adică, ok, niște moșnegi. Deci, revenind, de ce nu e și muzică românească în playlist? M-am tot întrebat. Adică, e o întrebare bună asta. You're a clip, ok, tu ai ascultat Fan Morrison, bla bla bla. De ce nu este și un Mircea Florian, de exemplu? și ar putea fi... A fost aici, uite cum mă cu asta. Da, bravo. Tu a dus multă lume bună și meritul e al tău. Work in progress. Da, bravo. De ce nu este o, o cum să spun, eu, o, nevoie de muzică românească selectată? Adică, uite, la terasa lui Silviu Munteanu este Mircea Florian. Ha? Mergem la el. Și cu DJ Vasile. Și cu da, de ce, ce oare? Acum Acum spun eu o întrebare. Nu știu, cred că nu vrea să riște nimeni să parieze pe treaba asta, dar uite, totuși se pariează pe trupe românești, adică să fac tot soiul de festuri care mai de care, uite, care aduc cu ce lume. Nu e puțin lucru. Nu, absolut. Eu cred că răspunsul vine tot de la generația care întocmește acest playlist. Și am să încerc eu să-mi dau un răspuns al meu personal. Uh, am uh, ascultat uh, uh, la o terasă acum două sau trei zile în centru vechi, da, unde serveau uh, niște fete cu tatuaje și inele în nas, uh, și am luat eu acolo un soi de camparii uh, șpriți bun. Uh, cu gheață și uh, era ceva care era o, o formație românească, avea așa acorduri a la. Uh, era live. Nu, 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 a, nu era, era în boxe. Era un playlist, mm. știi? Și în momentul ăla era o trupă românească, a la Gary Newman așa, adică un punk electro uh, depresiv cu uh, vagi uh, trimiteri la King Crimson și zic că oh, ce fi asta interesant, dar mh, cam insustanțial, dar măcar cine sunt? Și întreb, așa, știind că nu o să capăt un răspuns de la o spătăriță, nu? Nu ți s-a întâmplat să întrebi? scapă da, da, ba, da, cum da, cine da. E? Oh, bineînțeles. Stati să mă duc să văd ce e A, a Vedeți că e dors. A, ok, mersi. Am așteptat o aceeași reacție în momentul ăsta, dar ea mi-a dat imediat răspunsul. Da, sigur, e om la lună. Aha. Mhm. Mm Bun, om la lună. De succes trupă. Da, și în momentul ăla am realizat unul, ești decrepit, doi, ești fu, a fum, nu fumat, nu a fumat, fumat, trei, ușor inutil pentru generația. Mike, da? trăim în vremurile în care, uite, putem fi orice vrem noi să fim, da? Mă amuzam că în lumea lui poți să fii orice. Cred că acum 2 ani de zile am văzut o știre cu un domn care avea 68 de ani, și care s-a dus să-și schimbe buletinul și să-l treacă că are 48 de ani, pentru că în lumea nu putem fi orice. Eu vreau să am 48 de ani, deși am 68, pentru că am mai multe șanse pe Tinder să cunosc femei dacă am 48 decât dacă am 68. m am mai amuzat, a fost un stand-up comedy de special cu Dave Chappelle. Dave Chappelle este un comedian de succes în Statele Unite de culoare și el a spus la un moment dat în lumea lui putem fi orice Inside my nigger body lays a lesbian Chinese woman. <laughs> Bine, Așa că, a, na. că sunt traduceri pe YouTube. Pe radio apelăm la... Să știi că ascultătorii noștri da. știu ce... Lasă mai deștept decât ai lor, știi? Uh, Silviu, Ce îmi place mie la show ăsta al tău radiofonic este, este faptul că te inspiră, adică mă inspiră, să spun să gândesc lucruri pe care mi le doresc ca fi gândite zilnic dar nu mi se întâmplă decât de câteva ori pe lună. În rest este mereu un mecanism în funcțiune al vieții mele în care trebuie să duc la îndeplinire niste uh, niște tascuri, niște schedule-uri, cum mi-a mi spus fata mea. Tata am un schedule foarte busy astăzi. Da, să mor ai un schedule busy. Da, bine, ok. Deci, în permanență, până când la un moment dat să zic, mă scutur așa și zic, ia las-o tu, frate. Ia uite -te -te puțin la cer așa. Așa este, sunt total de acord cu tine. Trebuie să te întreb asta. Ai început să ai tabieturi? Ăsta este cel primul semn de bătrânețe? Păi, frate, ăsta a fost primul semn când... Eu când m-am recăsătorit, nu mai fumam de mulți ani. M-am frumoasa mea soție cu care sunt de câțiva ani buni și ne simțim foarte bine fuma, evident, la prima noastră întâlnire am văzut, m-am prins, fiindcă eu am fost profesionist în ale fumatului M-am prins că ea fumează și scosese faza aia electronică. Pentru un fumător profi este o stângăcie chestia. Așa este, este aici, scuipat în obrazul da, Te rog frumos, ia să ție pachetul și fumează că n-am nicio problemă. Dar după șase luni m-am reapucat de fumat pentru că am redescoperit bucuria asta a, Welcome to the club. boemiei să fumez și, uh, și au fost, au, fost, doi ani faini în care uh, cum să zic eu, tabietul era clar pornit de la fumat, pentru că fumatul este ceva care te duce în a avea mereu momente de reflectare la cel, la uh, orice. La un moment dat, acest orice, dacă e prea des, adică devine un soi de neputință mai lucra ceva, pentru că imediat îți dorești o recompensă. Care e aia? Să fumezi. Am să-ți explic o chestie. La mine funcționează cumva similar ce spui tu. Spre exemplu, am de lucru ceva, da? Îmi propun să lucrez treaba aia. Ceea ce la mine, în cazul meu, presupune mai nou foarte mult scris. Da. la un moment dat, ori mi se înghesuie toate ideile în cap, ori am un blanc și atunci trebuie să iau o pauză de țigară, două, și mi se așează cumva gândurile, am timp eu cu mine să-mi fac ordine în cap și vin, mă întorc înapoi la scris de pildă foarte pregătit. Da, da. E, aici aș termina eu ideea asta cu tabietul, spunându-ți papte știi lucrul ăsta sau al prietenilor noștri care ne, ne urmăresc acum știu, eu am renunțat din nou, am zis ok, a trecut perioada asta, am intrat într-o nouă etapă de viață, I, I need to be more clean, trebuie să între hmm. să mai multă energie și simțeam că uh, un pachet jumate deja a doua zi mă scula mai greu, din ce în ce mai greu, și am renunțat. Și am, împreună am renunțat și tabieturile, ei bine, da, există. Fără Există în sensul în care aceeași cafeluță se bea la aceeași masă în curte, tot așa ies la pauza de o țigară fără țigară și mă prim cu mâinile în buzunar, cu ori cu o cafeluță, ori cu un ceai mai nou. După ce am văzut serialul The Mentalist, sunt mare fan de ceaiuri și am vreo 16.000 de ceaiuri în casă. Și uite așa, tabietul există și fără țigară și ai să fi supărat pe mine că fac acum apologia a te lăsat de fumat, nu fac nicio apologie că aș fi ipocrit, mi-a plăcut să fumez la maxim. Nu că vor să ne interzică fumatul. Da, un... dar un... interzisul e o tâmpenie. Am mai avut și o prohibiție, n-am să învățat. Nu, nu, interzis lucru. eu o Cel mai bun lucru este educația. Și uite, te rog să mă crezi că este foarte evidentă lipsa de educație în, în două direcții, care provoacă mai nenorociri mai grave decât tabacul. Prima este uh, mâncatul. Adică. Ce lipsa, mâncăm? Da, lipsa de educație gravă în ceea ce privește uh, ce mâncăm. Este, duce la, niște, la, la o escaladare în, într-un mod uh, aproape de necontrolată a diabetului, bla bla bla. Și pe partea altă este vorba despre educația relațiilor. Noi acum, nu mai suntem în anii 90, când dat un telefon, era un act, frate. Deci mă duceam la caiet deci deschideam caiet deci ajungeam la Fila, căutam M, Munteanu mă uitam. Și erau era... caietele, trebuie să spunem asta pentru lumea, erau caietele decupate pe margine ca să poți și avea alfabetul exact. trecut. Exact. Da. Și ce ai la mână și vedeai acolo M. Marius, Pop, Minel, Silviu Muntean. După care te uitai și vedeai un număr de telefon, da? E posibil să fi fost tăiat cu roșu și să fie scris mai jos că așa a trecut de la cuplaj a scopat de cuplaj, a scopat de cuplaj <laughs> și te duci mai jos și îl găsești pe Silviu după ce ai făcut această operațiune varianta a îl memorezi, ceea ce înseamnă nu? a intrat în funcțiune intelectul sau nu memorezi stai cu caietul în față și iei degetul și îl pui într-o rozetă unde începe și formezi acest act durează Iată de cât timp vorbim noi până când răspunde Silviu sau nu. Că este la... Nu s acasă, reveniți. E nu? la bere, la uh, terasaia care acum e la închisă. Turist. La turist. Ai, erai în anii 90. Da, zis da deci e la bere și nu are cum să răspundă. Și ca atare... S-ar putea să-l găsește acolo. Da. da. În concluzie, cu... Cu educația relațiilor între oameni mi se pare că ar trebui pusă din uh, primii ani de școală. Pentru că aceste relații, în momentul de față, sunt hiperbustate. Tot ce se întâmplă cu noi acum este relație. So este uh, online-ul, deja, este parte din organismul nostru. În permanență sunt conectat. Cu cineva cumva, dacă nu sunt atent, dacă nu sunt atent, sunt conectat și fără să vreau eu. Ca atare cum îți cultiv relația cu fratele tău, cu prietenul tău, cu soția ta, cu părinții tăi, cu uh, Facebook-ul tău și așa mai departe, deja e o știință la care ar trebui ministerul educației să apeleze. Pentru că lucrurile sunt în ce în ce mai grave ca rezultate în societate în ceea ce privește alienarea. Să știi că am observat asta, de pildă, pe stradă. Locuiesc în Buricul Târgului. Adesea mă mai văd cu, hai să zicem, oamenii străzi sau, mă rog, oamenii străzii, că sunt oamenii străzii suficienți în orașul nostru european, București. Și ei vin să te întrebe cât e ceasul. Sau mă mai aflu într-un taxi și vine un client la același taxi că nu mă vede și pe mine în spate și vrea să dea o comandă. Nu mai e cu bună seara, sunteți liber sau nu bună seara, puteți spune și mie cât e ceasul. Mă duci, bă, până acolo. Bă, cât e ceasul. Bă, și cât mai monosilabic cu putință. Te și sperii la un moment dat vine un ăsta brusc. Lumea a, a pierdut din... Nu știu, a pierdut din cuvinte. Da, asta e altă temă, da, asta e altă temă, însă tu știi, Silviu, că dacă eu am intrat pe ușă la tine și nu m-am închis la Prohab, asta nu înseamnă că lumea nu mai știe să se închide la Prohab, asta înseamnă că eu sunt un... Neatent sau nesimțit? Problema este. Ori cât? 10. Da, problema este. Ori, 100, dacă... ori 1000. Da, câți. Adică, dintr-o dată sunt pe teritoriul lor care nu se închid la Prohab. atunci e uh, puțin obositor. Da, da, ai dreptate. Eu aș. Eu nu vreau să fiu acum optimistul de serviciu, cum foarte corect mai. Ba, avem nevoie. Caracterizat, dar. Te-aș invita, de exemplu, în Potoșani. Am fost la festivalul de la Ipotești în vara asta și am fost prin oraș. Și nu pot să spun ce... Lumea acolo. ce viteză diferită și lentă și plăcută și dulce este în toate și cum uh, se adresează lumea cu lumea, că probabil undeva există și o genă de gunoi socială, da, dar n-am văzut-o. Da? Cât ai stat? Am stat trei zile. Sigur că în București lucrurile sunt mult mai vizibile în partea lor agresivă pentru că într-o orice sală de spectacol în care lumea urmărește un spectacol în liniște, ăla care fluieră se aude. Nu se aude tăcerea celorlalți 400 sau 800 de spectatori. Ca atare, într-un București atât de aglomerat, sigur, ca să o să se și uh, uh, mirosurile pestilențiale și agresivitatea unora și așa mai departe. Dar, uh, da, ai dreptate, din punctul ăsta de vedere, e vorba despre o retorică a generației. E o retorică fragmentarium, adică FB. Ce CF, ce faci, da? FB, foarte bine. Bărbă. Da. Și așa mai departe, care pornește din textualizare. Asta era și în 1984. ți minte, era un băiat da. care gândea o, o simplificare a limbajului cât să fie fără echivoc, da? da. Ceea ce vrei să adaugi, dar nou... fără forme de politețe, de. fără să pui briz pe... Se numea Nou da. Vorba. Da. da. Dacă ți aduce aminte. Adică trăim în vremurile în care limbajul Sărăcește, trăim o vreme în care uh, Constatam Uite de pildă despre Facebook uh, Băi, uh, este Sau Twitter, a, au devenit Ceea ce în celebra carte A lui Orwell, 1984 Mai repet încă o dată, pentru toată lumea Era Ministerul Urii Acolo se ducea lumea și arunca cu ură, da, se descărca de, de ură împotriva unui dușman care se spunea că le este dușmanul. Avem pe exemple, de la Dragnea încoace, de la Anastase încoace, acum da. s-au internaționalizat. Da, ce m am speriat când a apărut fenomenul Dragnea, că a fost un fenomen ce m am speriat. Și s-a dovedit dată că sunt ușor uh, incapabil politic să am viziuni. Cam m-am speriat tare rău de direcția în care o, o luam. a lasă că am ajuns acolo. Da. <laughs> da. Da, <laughs> da ministerul Urii, da. Uite, uh, am să-ți uh, am să spun uh, um, ce-am citit. Uh, eram cu bunul meu prieten Damicea Cipariu, care este un dintre, da un, dintre poeții năzbătioși. Și uh, uh, vorbeam despre. Uh, Săteam așa noi la o sticlă de vin și erau niște tineri la o masă, îndrăgostiți și făteam și vorbeam. Și îmi place cu... să văd cupluri de amorezi heterosexuale pe da, stradă voi? Da, da. Și spuneam Dan, îi spuneam lui Dan, Crezi că se grăbesc când își vorbesc sau nu? Eu m-am uitat așa și am zis, nu cred că se grăbesc. Pentru că el îi ține mâna ei, uite acum eu și mângâie, i-a îndreptat, ea i-a îndreptat lui bretonul, sunt gesturi făcute încet, deci nu cred că vorbesc. Și nici nu stau un telefon. Nu erau cu telefon. Deci nu. Și atunci este retorica asta pe care o acuz că lipsește, adică Uh, retorica frumoasă, retorica normalului, de fapt. Și uh, comunicarea asta rapidă, în momentul ăsta, a ajuns într-o fază și mai sus, care s-ar putea să mai domolească puțin uh, textualizarea nou vorbei, adică uh, textul fără text, și anume scrisul uh, pe baza uh, vorbei, da? se numește speechable, adică scrii se scrie un text pe care tu-l rostești uh -huh. cu vocea. Și atunci când îl rostești cu vocea, tu îi spui fraza. Siviu, ne vedem la ora 3 la intrare la Radio 7, te pup, Mike. Să știi că asta a dus la o modă în care lumea stă, uite, așa cu telefonul la ureche, știi? A, da, da, da. da. <laughs> Dacă e mesaj audio. Nu e mesaj audio. Da, știu, știu, te transformă în text, ce exact. te spui. Exact. Și chestia asta mai dă o speranță, pentru că tu nu ai cum să transmiți acest mesaj și ce fac cu punte tic în apa Nu poți să-i spui așa că nu recunoaște vorbele tale. Și -a că atare... A început de ai. Da, da. Ajunge așa. Da. Uh, am, uh, vreau să mai schimb un pic uh, subiectul. Uh, fost, să fi fost o noapte asta vară în care am ajuns la Quantic uh, la Zeppelin Experience și am fost foarte plăcut impresionat și am să spun de ce băi ce desfășurare de forțe adică mă așteptam la ceva mai mai modest ca odată ca lume pe scenă plus scena aia de pe terasă de la Quantic nu este o scenă foarte mare eu nu știu cum ați băgat acolo atâta echipament dar cumva l-ați băgat uh, și a fost o cântare foarte reușită încă am rămas cu, cu Gelus Polo ăla uh, foarte bine făcut Um, zeppelin Experiment este una, o idee mai veche. Ea a apărut unde acum 15 ani, când uh, eu cu Marius Mihalache, în ne uh, pe holurile radiodifuziunii, uh, radioului național, uh, i-am zis, uite, hai să, hai să cântăm împreună un zeppelin. De ce am zis zeppelin? pentru că eram foarte mișcat de noul drum pe care îl propunea Robert Plant. Uh, eram foarte entuziasmat de uh, obținerea lui estetică uh, și în sfârșit înțelegeam de ce nu mai put nu mai trebuia să se reunească formația Led Zeppelin pentru că era nevoie de drumuri noi și un drum nou nu mai putea fi făcut decât așa. Și acest drum nou pe care l-a deschis Robert Plant, pe care curajos, da, pe care eu îl consider de un demn de respect, pentru că este, cum spui, curajos, dar și foarte, cum să zic... Foarte profi. Foarte profi, da. Știu ce spune. Da. Și uh, uh, asta a fost mobilul pentru care eu i-am zis Zeppelin. Și Marius, care era un uh, uh, deschis artist în general, dar era în vremea aceea foarte deschis pentru lucruri nemai întâlnite de el, a zis da, vreau. Nu era foarte convins că știe ce vrea, dar știa că vrea. Și ne-am întâlnit și am cântat împreună uh, Four Sticks, care este o piesă Uh, în măsuri compuse. Uh, lucru care venea lui Mănușă. Da. Și a plăcut enorm și mai ales că avea așa ușor balans ritmic bun de țambal, da? Uh, plus că este ritmul axac, care tot iubitorul de rock din România îl știe de la Phoenix. Da? Ta, 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 căpriță -ta -ta -ta. Da, da. Bun, în concluzie, de. de acolo a pornit această aventură care a avut mai multe colaborări de-a lungul timpului, cum ar fi cu băieții de la Trei Parale, niște artiști foarte intelectuali, foarte sunt Sunt în documentarul o albă și sunt de la noi din cartier. Exact, da. Um, au fost de exemplu... De, ai cântat Zeppelin cu ei? Da. Oh. Uh, da. Asta am pierdut. Da, și este și un album care, pe care l-am înregistrat și nu l-am putut publica încă pentru că la vremea respectivă nu obținusem clearance-ul de la publisher, adică aprobarea de la editură. Mm -hmm. Și acum am primit-o și sperăm să putem să-l să punem pe streaming. Deci au fost mai mulți muzicieni. Ce ai văzut tu la Quantic a fost o, o, o altă variantă a timpului pe care trăiam atunci în vara acestui an cu uh, un gitarist care mi-a și prieten de o viață uh, Kaminski, Eugen Kaminski, trei da, da și uh, unul Dumitrescu, da, de la Iris, uh, Lorin Mihalache, băiatul lui uh, Marius și Valivătuiu care este toboșarul meu. Uh, Trebuie să-ți spun că este un moment bun pentru Zepperin acum, după acest cuantic, pentru că oriunde am fost, a fost, dacă vrei, solicitarea numărul 1. Te rugăm acel spectacol ceea ce mi-a dat gazul să pot să finalizez albumul ce urmează a fi lansat uh, anul viitor și din care voi începe promovarea la sfârșitul lunii noiembrie. Aici asemănăm noi un pic, că să o spunem pe aia românească și dreaptă, deși basically suntem cam rupți în cur, da? Măi gândim lucrurile mari și când ne apucăm de o treabă vrem să ne iasă nu știu ce ciudat, total ciudat și total bizar este că totodată ne mai și iese. Nu-i puțin lucru. Adică mie mi s-a părut, ce am văzut la Quantic, băi, mega desfășurarea de forțe pentru ce putea locanta în primul rând, știi? Păi, uh, da, numai că trebuie să nu uiți faptul că uh, meritul este al uh, celor de la Quantic uh, pentru că nu îi poate fi al datului național care interesează un astfel de spectacol care are o scenă de 42 de metri deschidere, da? Meritul e celor de la Quantic care cu o scenă de 14 metri de schidere au zis, da, noi vrem și vă sprijinim și, da, ne-am dus acolo. Scena nu a fost încăpătoare. Am văzut, da, mă rog, poate să pe... Dar am putut să... Uh, ne-am putut exprima. Știi cum e uh, Silviu... Uh, este exact cum ai spus mai devreme adică suntem cam rupti în cur dar uh, nu facem rabadă la calitate da, de ce aș face? că o viață am, nu? adică uh, a, viața următoare o să fie bine acum hai să o fac acea călduță nu, o fac așa cum cât pot de bine da? ca să mă simt uh, împlinit dacă vrei uh, ai concerte cu Zeppelin în această perioadă, experiment. da. Și pe unde? Prin mai toate orașele care au teatre în funcțiune. În general, în, în spații unde publicul stă pe un scaun, mai puțin în cluburi și deloc în piețe cu mici. Publicul stă pe un scaun și a plătit un bilet și vrea să să primească respect pentru treaba asta. Eu sunt gata, eu și colegii mei, să facem acest uh, serviciu cultural cu mult respect. Și uh, am observat că uh, genul ăsta de raport nu este la fel de benefic financiar cum este. Să intri în categoria, de exemplu, Smiley, unde ești de mii mai bine plătit în piața publică, sau Brenciu, în piața publică cu și uh, bere, mult mai bine plătit. Deci genul ăsta de demers este... Pf, uneori de-abia ți acoperi cheltuierile, știi? Băi, dar... Raportul cu publicul este... Este fantastic de viu și de clar. Și cu cei de pe scenă. Că ești în vibe da, de cântare, da, am văzut, da, e da. treabă. Muzica Zeppelin nu este, așa cum o abordăm noi, nu este sub, uh, uh, să zicem, uh, creionul, tușeul de tribut. Adică nu ne propunem să facem uh, o interpretare a partidurii originale, uh, ca nu este un spectacol tribut. Ea este o reinterpretare un alt punct de vedere artistic al aceleiași compoziții. Pentru chestia asta am avut nevoie de clearance, deci de aprobare. Altfel, dacă tu interpretezi unul la unul partitura originală, va să zic că nu trebuie să-ți iei aprobare pentru treaba asta. Serios? Asta nu știm. Da, pentru că tu respecti opera originală. Și atunci, când te duci pe o scenă, când se vând bilete. Din biletele alea se încasează. Nu este o trupă tribut la Zeppelin. Că asta bănuiesc că înseamnă partitură. Aia originară. e altceva. Când îți propui mm -hmm. o trupă tribut, asta înseamnă că vrei să iei ceva din însemnele de origine ale grupului Zeppelin, poate și stilul de grafică și așa mai departe. Pentru asta îți trebuie clearing, îți trebuie aprobare. Dar ca să câți niște piese unul la unul, într-un spectacol tribut, tu, Silviu Munteanu, în band, în seara asta vă aducem la Când cunoștință, da? Că o să vă cântăm Zeppelin și le cânti în original. Nu ai nevoie de niciun clearance, da? În secunda în care îi schimbi. Faci variațiuni pe temă, da. Da, atunci da. îți trebuie aprobare pentru că e normal, trebuie să... Da, aprobarea asta ce presupune? Trebuie să le trimiți cum mai făcut totuși și ei chiar să asulte? Da. Mm -hmm. ceea ce îți dai seama că poți să stai mai mult decât aprobarea la gaze. Da, sau la La astea, la, la liner, de La da. hidroelectrică, Da, 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 exact. <laughs> Asta e la instituțiile mari, da, da, le zep în hidroelectrica întotdeauna <laughs> lucrurile. Da, da, da. Unde sunt concertele? Hai să le promovăm Păi, pic, uh, da, din ce uite, știi. uite, uh, ceea ce urmează din acest an o să ajungem în The Cult din Craiova, la Teatrul uh, Municipal din Ploiești, o să ajungem în luna noiembrie, o să fim în uh, la Teatrul Național din Târgu Mureș, și pe scena lui Jazz and Blues, al lui Dome din Târgu Mureș, Uh, o să ajungem în Cluj, într-un în, într spațiu dedicat uh, teatrului și uh, muzicilor de jazz și de blues, care se numește Lothr Teatr. Uh, și, în general, cum am spus, uh, încercăm să ne aciuim acolo unde sunt săli mai minione. Și astea până la sfârșitul anului. Da. Da, mult nu mai e. Nu mai e... Mai avem, mai am un plan, eu sper să reușesc, un spectacol de decembrie în sper, și, sper de asemenea să reușesc să-l fac la teatru notara acum zilele astea se mă rog, se că această uh -huh. situație, este vreau să fac un spectacol uh, în care mai țin minte uh, Așteptându-l pe godo, uh -huh. da? Ceva de genul ăsta. Deci, back to back, eu și o serie de prieteni muzicieni și uh, uh, actori, da? care ne dăm replici muzicale și uh, dramatice în același timp pe diverse opere. Deci nu ne cântăm neapărat piesa mea, da? o să fi... dau un exemplu. Uh, dar să avem și altceva în afară de bonica și cele de Crăciun. Da, da, am înțeles. Dar da. nu e puțin lucru. Habar n-am dacă o să fie, o să placă sau nu. Ideea este că o fac cu drag și cu crez și totdeauna când a fost ceva făcut sincer și cu drag și publicul a, a consfințit asta. Știi ce cred eu despre relația cu publicul? Cred că este o relație foarte sfântă. În momentul în care uh, uh, arta este văzută strict din perspectiva uh, unei tranzacții financiare, ea încetează să mai fie artă pentru că are de uh, vândut ceva... Eșuează în produs. Da, exact, are de vândut mm -hmm. un produs, ai spus foarte corect. Ca atare riscuri, uh, accentul de creativitate și așa mai departe, toate astea se stompează până la dispariție. Eu nu vreau să fiu ipocrit, totul costă bani și trebuie să treci din chestia asta. De asta există agenții de impresariat, bookinguri uri uh, și așa mai departe, bilete la spectacole, bla, bla, bla. Problema este că publicul cât și artistul care am în două părțile au efectuat o tranzacție în seara respectivă, adică publicul a cumpărat un bilet, deci a plătit bani, nu portocale, pentru ca să aibă acces la un concert, nu? Iar artistul la rândul lui încasează niște bani din care urmează să plătească alți artiști, sala, echipamente tehnice și așa mai departe. Deci, impozite. Chiar, da, impozite, impozite, așa, deci v-ați zic că... la vieții. Aceste două părți Implicate într-un act artistic, pleacă inițial de la o tranzacție materială. În secunda în care s-a stins lumina în sală, se uită. Uiți de toate aceste demersuri, și publicul uită că a cumpărat un bilet, îl doare undeva, că a costat nu știu cât, așteaptă cu sufletul la gură să fie purtat într-o poveste. Iar artistul uită total de griji și datorii și pleacă cu pieptul dezverit în povestea respectivă, încercând să-l capte, capteze pe, pe participantul din public. Ce rezultă din chestia asta? Riscuri artistice, adică ești sau nu creativ, ești sau nu empatic. Ești sau nu la înălțimea la care poți să da. fii un bun storyteller. Dacă mergi pe tranzacții de produs, atunci chiar în timp ce cântiți nu bani. banii, te tuiți în sală și spui, te-au mai intrat 2, deci asta înseamnă cu 2 ori 72 de biletul, înseamnă 144 minus taxe, în timp, deja când ai ajuns la solo, ai făcut și deducerile de taxe, la sfârșitul pieței, ai făcut încasarea. Ai să râzi, dar există astfel de acte de performing în care așa se întâmplă lucruri. Știu ce spui. Se am, numără banii. Am văzut, urmăresc tot soiul de podcasturi din Statele Unite și la un moment dat se povestea de pildă de, de, despre Mick Jagger. Avea o mare cântare pe un stadion da? și avea o zonă într-o peluză care era în spatele scenei și organizatorii care erau zis, nu vindem și bilete acolo, că ei o să vadă scena cu spatele. Și că a venit Mick Jagger și a zis, păi, dacă sunt oameni doritori să plătească să mă vadă pe mine cum să-mi vadă spatele, da, să-mi vadă curul, așa, vom vinde bilete și acolo. Guess what? Au vândut bilete și acolo. Sold out, de asemenea. Înțelegi? Deci? <laughs> și lucrurile stau așa, stau și așa. Da, da. Apropo, asta am văzut un Mick Jagger în concert, de curând, să-i de vârstă cu Biden ca să fie <laughs> limpede. Așa, da. Băi, Mick Jagger for president. Jur, deci la vârsta asta să, să ai dansul ăla și tu pe operație, pe cor deschis, a fost cu probleme. Biden, uite-te la el, sărmanul, că nu știe unde e, să mai ies. E o diferență între Mick Jagger și Biden, după părerea mea, din punct de vedere al... Din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere, dar uite, dacă ceva în viața mea a fost stabil, mă rog, la câte lucruri s-au schimbat, pentru că așa e viața, nu? Dacă nu accept schimbarea și rămâi blocat în trecut, ai să ai nostalgii depresive până la propria ta încătușare, știi? Deci tot timpul trebuie să fii pregătit, nu? Să te desparți de ceva. Te-ai despărțit de. Să sacrifici, te-despărțit de liceu, te despărțit de facultate, te-ai despărțit la un moment dat de un prieten, te-ai despărțit de uh, părinți care cărora le a venit vremea, așa, trebuie să fii pregătit pentru astfel de despărțiri, dar în același timp ai, să îmbrățișezi da. îmbrățișez și uh, uh, etapele cele noi pe care le-ai în, în, în viață. Dar câteva lucruri rămân ever. Constante. Constante. În materie de muzică, de exemplu, formația Beatles pentru mine este o constantă. Și albumul It's Only Rock and Roll al grupului Rolling Stones este o altă constantă. Că am dat exemplu despre această zonă. Mm -hmm. Mai am și alte constante, dar astea, formația Beatles în integralitatea ei și albumul It's Only Rock and Roll al grupului Rolling Stones. Dar, a, ziceam cu toate aceste constante, de mult ori mă cu tremură, mă ia cu fluturi la stomac, când mi-aduc aminte ce zicea Kifi, Kifi care este unul dintre uh, personal, este unul dintre mai personalități rock pe care... Primii panchiștei Bucureștiului. Da, eu. mă rog. L-am alintat un Da, 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 eu, eu l-aș vedea ca o personalitate rock în sensul în care a dat sens. Uh, uh, muzica rock nu este o invitație la academism, da? Asta știm cu toții. Dar el, ce, el a dat sens Asta Kifi, -a lipse. la foarte multe și celor care au vrut să învețe de la el le-a dat și lor uh, destul ca să poată să înțeleagă sensuri. Și eu am avut șansa să lucrez cu Kifi și să fiu în preajma lui, și mi-a dat multe, uh, uh, multe gânduri care mai târziu mi-au folosit enorm pentru a înțelege această artă. Uh, Rolling Stones este a performing art. Deci este. Încă o... sunt impecabil pe scenă, da, wow! Da. Este uh, departe de a fi o cântare. Deci este, o, cum să zic un teatru muzical în desfășurare care are zeci, dacă nu sute de resorturi cheie, deci nu are carci cheie, care marchează succesul lor. De la resorturile tehnice, lumini, sunet, efecte speciale, decoruri, costume, bla bla bla, până la resorturi de marketing și resorturi de vânzări, și resorturi de tip uh, uh, pregătire uh, medicală, a, fie, a căruia acum au rămas uh, trei dintre cei patru care erau de fapt uh, figurile oficiale uh, Rolling Stones, dar una peste alta, asta mă aduc aminte ce mi-a zis, nu uita mai că ei sunt a performing art uh, 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 musicians, deci ei sunt parte dintr-un spectacol. Uh, Jimi Hendrix n-a fost a performing art musician, a fost a musician. Deci el, Și acum dacă te uiți la Isle of White de exemplu, uh, și uh, vine pe scenă un, uh, un domn uh, care avea niște pantaloni de stofă cu uh, strânși cu o curea până la gât aproape, de sus erau de ridicați. Și, și acum în seara asta, um, Jimi Hendrix Experience publicul wow. așa și intră pe scenă fără lumini, fără explozii, fără chis, fără nimic, trei inși. <laughs> Un avea o gitară în mână, ăla altul avea niște bețe și ăla altul avea o altă gitară. Un tehnic, Silviu, n-a intrat un băiat, o femeie de servici măcar să aranjeze nimic ei înșiși, au intrat, publicul s-a așezat după ce au strigat ura și au așteptat. Ăla ă, și-a pus toba, ăla și-a pus stația de bat, -a, iar Hendrix a umblat la ă, cele patru capete Marshall, era o revoluție să cânți cu patru capete Marshall în vremea aia. Asta și și-a făcut. Uite, asta n-am știut despre. Băi, sunt 12 minute de probe înainte de a începe un show. Lucru pe care l-a făcut uh, Chifiriu cu publicul de în România în mod constant. Adică este un mod de a vă invita să părăsiți sala cât mai aveți timp. Numai că nimeni, nu numai că nimeni n-a părăsit Am sala. Am văzut pe Chifiriu că în dar... situația asta la cu doi gălbi. Așa și el mi-a rămas în cap, zice și acum, când s-a terminat, urmează spectacolul strânsului. Da, corect. Și 12 minute de pregăteală fără artificii și fără nimic, și după aceste 12 minute, uh, Jimi Hendrix anunță că urmează să cânte uh, o piesă de la Beatles. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club în momentul ăsta formația a zis că nu știau așa de bine. Doi, managementul Geoff Jeffrey a zis, ți-am spus să nu cânți așa, publicul, cum să cânți Beatles? Că era, cum să spun eu, Jimmy Hendrix era nou val, adică trebuia să dăm o palmă a acestor compact al UK-ului. A, UK a părut ca o reacție da. la Beatles. Ba, a cântat cu atât de mare plăcere că a pus în valoare atât formația Beatles, adică compactul UK-ului, melodiștii UK-ului, pe de o parte, pe de altă parte, el și-a ridicat atât de mult publicul în, în, în sus, încât finalul acestui spectacol a fost cu șase bisuri. Să știi că sunt îngrijorat că s-ar putea să fie ars pe rug pentru comparația Beatles-Compact. <răzări> păi, uh, a, a, am, glumea, glumea. A, aș vrea totuși să spun că Beatles sunt uh, un fenomen al melodismului. Un fenomen. Deci nu niște maestri, nu niște uh, creatori de capodopere numai. o reprezintă un fenomen. Lucru pe care l-a spus chiar David Oistrach și mai mult decât atât uh, în, uh, mă rog, în, într-o carte foarte importantă despre uh, uh, armonie pe care uh, a comentat-o și a scris-o și a, să zicem, nepublicat-o, dar a comentat-o. Dan Andrei Altea a și spus despre genialitatea formației Beatles sau, mai bine zis, a celor doi creatori principali. Compozitori. Da. da. Deci, da, acum că e comparație cu Compact, am să și spun de ce, pentru că acolo au fost ce puțin doi uh, creatori care au făcut melodii cu priză directă. E vorba de Adiordan, care este, după părerea mea, un genial compozitor de, de, de pop-rock inegalabil, și pe de altă parte este Paul Ciuci, care știe și a știut foarte bine să ducă lucrurile într-o direcție imbatabilă, că și la ora asta. Dintre formațiile vechi, este cam singura trupă care este în turneu permanent. Cargo nu poți să spui că e o formație veche. Este o trupă cu repertorul aproape 100% nou și reprezintă epoca Igrișan. Da? Iris sunt două povești separate, care se întâmplă cum se întâmplă. Una muncește, da. una doar cântă. Holografii sunt rare ori, da? Și deci compactul rămâne din acea gardă trupă care vezi săptămânal 3-4, 2-3, 3-4 case de cultură cu bilete, cu turneu. Bravo lor! un puțin la Beatles, mi-am amintit, am revăzut relativ de curând... Cred că în pandemia vieții am revăzut Yellow Submarine. Dumnezeule, ce demență acolo și ce, ce, ce tip de animație la um, 1966? Darca. Da. Ar, da, da. Uh... <laughs> am văzut de două ori. Eu știu, uh, uh, apropo de Yellow Submarine, uh, știu o, o poveste cel puțin simpatică cu băiatul meu. Care are 20 de ani, și uh, el e student la computer science și uh, știe, uh, a făcut vioară de la șapte ani, e uh, un, un băiat talentat, uh, compune lucruri uh, care se cumpără de către, din piața actuală de, de trap music și alte lucruri din zona asta. Dar el este când este el, este Pink Floyd, când este el, este Genesis, pentru că știe armonie și place muzica care este full of music. Și la un moment dat aveam discul vinilul în față cu Yellow Submarine. El n-a văzut cărți cu benzi desenate în viața lui Alex. Eu da, eu am avut celebru Rahan. Ce pif și pif da e bine. F făcut paranteză, făcut de Partidul Comunist francez era făcut piful. Da, și era dacă nu mă înșel era o publicație care se găsea la noi, chiar se găsea greu, dar se găsea pe lângă pif. Și care era Partidului Socialist din Franța. Mă nu mai știu cum se numește, dar în fost fine socialist, da, probabil. În fine. Și băiatul meu a luat coperta de la Yellow Submarine și se uita la ea cu o curiozitate și cu o bucurie formidabilă. Ce wow, ce mișto e făcută! Și a, a întorcea și pe o parte și pe alta, pentru că, după cum știți, este plină de desene. Sau cine nu știe, coperta este desenată, nu este cu fotografii Beatles. Și un colaj la un moment dat cu ei. Uh, și îi pun una dintre piesele de pe YouTube. Hmm. Da, ok. Ce de aia fi atent aici. Îmi pune Justice. Ai ascultat vreodată Justice? Da. Eu nu. I am văzut și live. Nu. -e, uh, ok. Uh, a pus Justice. Uh, pă, ce mișto! I-am întrebat, dar asta. de ce nu se văd la Antol? De ce, tata? Pentru că nu publicul nu e în direcția asta. Și am realizat foarte mult că după ce mi-a pus mie Justice, de fapt, el a vrut să-și arate partea lui de generație. Uite, cu asta contribuie eu, cu justice. Și refrenul era all you need is love. Doar cu alte, în altă cheie, în altă armonie, mici variațiuni melodice. Dar asta era substanța stilistică. All you need is love. No, no, no. În momentul ăsta am realizat de fapt, că e o comunicare între generații. S-a petrecut între mine și băiatul meu, Justice a făcut această corecție. Și mai mult, a venit și a dat informație nouă în zona asta electro adică cu mini mug pe scenă, cu pian Fender Rhodes, cu gitară, cu tobe DW, cu Roland Jupiter Opt care este o sculă. Au băgat analog în... Da, da. Uh -huh. Într-una mă minunam. Uh, asta pot să spun și eu cumva despre zona asta de metal. Măi, deci a existat Black Sabbath și restul să-mi fie cu iertare, dar sunt variațiuni pe temă. Unele sunt vârfuri, nu zic nu... Tool, Metallica și alte mai sunt, bineînțeles, Joda Spri și așa mai departe. Păi, dar sunt variațiuni pe temă, dar la Black Sabbath, adică tot ce s-a făcut, acolo a fost. Aici este mă simt ușor incapabil să spun lucruri foarte calificate în ceea ce privește heavy metal, pentru că eu recunosc că îmi plac doar câteva lucruri dar îmi plac mai ales pentru caracterul lor creativ și pentru uh, performanță și am să spun ce anume. De exemplu, ai zis Black Sabbath, îmi place Heaven and Hell, adică cu Ronnie James Dio. Uh, în ceea ce privește Ozzy Osbourne, îmi plac câteva albume ale lui sub nume propriu. Îmi place mai puțin Black Sabbath cu Ozzy Osbourne, mi se pare că este prea crud și prea necizelat acea perioadă. Aici ne certăm, dar pot fi de acord dar cu tine. Eu vorbesc Tocmai, de... to Tocmai pentru că e crud și necizelat e... Mie asta mi-a mie asta plăcut la, la, la heavy metal. performing adică un, o piesă ca Neon Knights este o piesă care nu poate să o cânte oricine, fie că e vocalist, topoșar sau gitarist, pe când uh, uh, Iron Man... O poate cânta și o formație de liceu. Ca să nu mai spun uh, uh, Breaking the Law. Da? Breaking the Law... Uh, până și eu o știu la chitară. Da. Deci, asta m a plăcut. Ronnie James Dio, de exemplu. Rainbow. Uh, cam toate variantele de Rainbow care este tot heavy metal. Bine s-a terminat zona în care eu am comunicat cu heavy metal. În momentul în care mai am văzut ce se întâmplă atât în perioada hairy Rock, adică Poison, Matli Crew și așa mai departe, care pe mine m-a apucat râsul când vă, vă vedea. Happy metal. Da, heavy metal. <laughs> da, în fine, dar eu sunt o, să spun, o nefericită soluție să vorbim de heavy metal, însă pot să laud performanța unor mari muzicieni și muzică făcută cu știință în cazul unor for, unor proiecte de metal, heavy metal, cum e de exemplu, Black Sabbath, Heaven and Hell. Cum e, de exemplu, It's, uh, uh, Rainbow, de exemplu, uh, Stargazer. Stargazer, da, sau uh, chiar rainbow eyes. Uh, uite, în albumul uh, uh, este un album al lui Ozzy Osbourne uh, recent, acum proaspăt. L-am ascultat sunt mare fan, este extraordinar de Ce? bine făcut și chitariștii sunt wow. Păi vezi păi vezi și dintr-o dată nu mai spui, păi, aceeași... Jeff Beck, băiatul ăla de la Pearl Jam, Iommi cu două piese, zack Wild, Păi vezi, păi vezi că se poate. Wow! Dar nu este gig gig numai, adică... Nu, nu e, nu e, lucrare, da. Da, e, cum spui tu, e lucrare, da. Cine v-a lucrat aici, domnul Ozi. Da, nu știu dacă el... Uh, sigur că artistul e cel care... Uh, dă până la urmă sarea Zici și Zici tu că el. se dau niște, s-au lucrat niște băieți în spate. Da, și bineînțeles. Bine de... Mi s-a părut o zi întotdeauna un bun compozor, așa cum e el. Eu cred că Ozzy zi Osborne a cucerit publicul prin partea lui de Beatles. De acord. Nu există piesă pe care tu să nu o poți cânta cu o gitară acustică în parc la o fată. Nu există nicio piesă. Nu există o piesă pe pe care să nu poți fluiera. Înțelegi? Uh -huh, da, are melodicitate, așa e. Toate piesele lui sunt Beatles, între ghirimele, evident. Uh, vreau să că, la, vorbeam de ce se întâmplă în zilele noastre. Vreau să fac uh, să dau să ascult să ascultăm cu toții. Uh, am trei chestii să-ți arăt. Fii atent aici! <fix> Deci asta este un canal de YouTube care se numește Dada Boots, Dada uh, Boots, așa, care prin AI, da, el generează non-stop solouri de bas. Așa? Cineva a făcut treaba asta. Asta este un canal. Stai că mai am. Generează solouri de bas. Generează exact solouri da, de bas. Dar în ce sens generează? Adică tu îi dai o comandă ca el să genereze? Da. Adică îi dai play. Eu îi dau play de pe YouTube. Cineva a băgat niște algoritmi în spate. Da? Așa, și algoritmii ăia, ai calculează și face tot soiul de... AI fiind ce? A, scuze, scuze, pardon. Inteligență artificială. A, ok. Așa, mai este unul pe care l-am găsit. Îi zice Low fi Classic Metal uh, AI Radio. Nu cântă oameni. Este un band, este uh, uh, exclusiv ce generează ai -ul. și cea mai tare, da? deci asta este cea mai tare pe care am, uh, am descoperit-o mai nou, pentru că da. mi se pare cel mai bine lucrată, da? uh, acest canal personal merge de câteva luni de zile uh, și a ajuns la imediat, că avem o mică problemă aici, a ajuns acum fix ce pun acum este piesa numărul 16.314. <laughs> și sună așa. Dau și mai în spate. Deci tot ce auzi este AI. Nu este niciun om care să cânte. Sunt niște băieți care au băgat algoritm este doar începutul, asta încercam să explic eu de fapt, că nu este foarte cizelat, ce ascultăm acum este el mai cizelat dintre toate, dar au ajuns la nivelul la care poți să bagi armonii, da, am oprit. Uh... M-am întrebat dacă am avut Beatles, da, am avut Metallica, vorbesc de amvergură, Mă întreb dacă următorul mare Beatles, Metallica, aceeași învergură nu va fi un produs AI de acum încolo. Uite că tocmai vorbeam de Ozzy Osbourne, am citit o știre zilele astea, vor să facă o cântare cu bilete în metavers. O cântare cu bilete Ozzy Osbourne în metavers. Da. O să okay. se întâmple, adică s-au anunțat în urmează să se vândă biletele, dacă nu se vândește. Asta înseamnă că te uiți pe un monitor și vezi... Nu, te uiți cu cască. Cred. Cu cască la urechi, dar te nu. Uiți... Nu, nu, nu. Cu cască și la ochi. A, ok. VR. VR, da. Okay, în okay. VR. Deci, te uiți la un monitor. Da. Și asculti niște căști sau niște. Și bani. vezi, vezi. Și vezi vii. o. ceva. Video. Da. O video, cum ar veni. Îl vezi pe Ozzy Osbourne? în. Da. da. Păi. Personificat. Uh, în... că îi zice metavers sau nu, mai are vreo importanță că nu-l vezi pe viu. Tu tu Vezi o înregistrare, sau dacă este live, vezi o video, un fel de video, că poate să fie 3D, 8D, poate să simuleze inclusiv mirosul unei săli și așa mai departe. El este o, o video. Uite, am să plusez invitația ta pentru prietenii care ne ascultă acum despre noul spectacol ABA. Știm despre a noul spectacol ABBA. Știu doar că au scos album. Noul spectacol ABBA... Pe care l-am ascultat și nu prea mi-a plăcut. Nu are... Da, cred că era puțin important. Nu e, are relevanță. Noul album ABBA... Am, și eu m-am dus la pomulăudat. Este o greșeală să faci treaba asta. Uh, dar nu asta este... Albumul nu este un motiv pentru noul spectacol ABBA. Ci... Uh, am să zic așa, super succes financiar. Este o arenă ABA în, în Londra, unde este montat acest spectacol care ține aproape un an, un an și jumătate. E proiectat el să se întâmple săptămânal, de două, trei ori pe săptămână, se întâmplă spectacolele astea, și care este o revoluție tehnologică. Uh, spectacolului a fost văzut de un prieten foarte bun al meu, specialist în video, îl cheamă Eugen Oprina, când zic specialist în video, zic drone, 3D, seriale pe HBO și așa mai departe. Grafică și așa mai departe. Da. Uh -huh. Și care mi-a povestit cu ochi profesioniști de ce a văzut acolo. Deci este o revoluție tehnologică în sensul în care Uh, urmărești să vinzi uh, ceva care să producă emoție. Vă să zic că filmul. Intri în sala de film, dintr-o dată simți mirosul de pluș, da? popcorn, uh, și se schimbă uh, temperatura de culoare, nu numai intensitatea luminoasă, și în sările în care se întâmplă cu, cu cap. Toată trecerea de la lumină la întuneric, lucrurile astea se fac așa feiduit. Când momentul când începe genericul propriu al filmului, după cele 11-15 minute de reclamă, tu deja ești captivat, îți place, ești ai relaxat, ai luat, ai luat un xanax cinematografic pe loc. Și începe filmul. Când începe filmul, contactul tău cu uh, eroii de pe ecran este de nediscutat e, e pe viu. Dacă, eu te, dacă ești captivat, dacă nu cumva e un film care te enervează, deci dacă ești captivat... Asta ține de cine face filmul Ok, să zicem că ești captivat, mm -hmm. da? Și eu încerc să-ți spun ceva, să zice lasă-mă, 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 că uite ce face. Că pierd, da? Nu, că uite ce face. Că pierd, că acum... Uh, Va să zic că nu, nicio, nu e nicio tăgadă că cei de pe ecran sunt reali și pentru tine momentul ăla și că ești în povestea aia acum și că se întâmplă pe bune. Că e cu Ștefan cel Mare, că este cu uh, Star Wars, it doesn't matter. Sunt lucruri, dacă ești captivat, magia te face să crezi că sunt reale și că tu ești parte din poveste. Asta s-a întâmplat în uh, spectacolul ABBA. Să crezi că formația ABBA este pe scenă, e wow! Am mai fost cu Dio, a fost și la arenele romane, n-am fost, dar s-a făcut un turneu pusă, pus la cale de, de doamna Dio, Wendy, parcă o cheamă, în care tot bandul lui Dio plus doi uh, vocaliști au cântat niște piese, dar au fost câteva piese din concert care au fost cântate de holograma lui Dio. Și pe scenă la arenele romane a fost holograma lui Dio care sau, cânta sau niște heaven and Sau da. o proiecție, da. Deosebirea este tehnologică, deci aici... A... Mi s-a părut ca că... în creepy, dacă mă întrebi. Um... Vreau să mai facă și cu Roy Orbison. Este... Uh, trăim vremuri video trăim vremuri de care se comunică prin imagine uh, dacă vreau ca să-ți uh, spun ce mișto este la semafor uite o babă care citește uh, The Dark Side of the Moon eu nu scriu asta fac direct o fotografie cu baba care are mână The Dark Side of the Moon și tu zici aaa și în loc să-mi zici bravo îmi dai o, o grafică cu da, 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 deget. cu degetul în sus și uite dat. așa se întâmplă comuni. este să trăim vremuri de foto și de video ca atare exprimarea este în sensul ăsta și ca atare nu, eu nu văd creepy văd doar sărăcăcios adică eu aș propune să-l vedem pe Dio pe scenă într-o proiecție cântând cu trupa aia lui, 5 minute, ca un moment de reculegere și de respect și după care, după ce l-am -am aplaudat, să vină pe, pe scenă formația X care să cânte muzica uh, pe care a compus-o Ron James Dio cu forțele lor, cu gândurile lor și să ne bucurăm mai departe de ce a lăsat. În memoria lui și nu, nu să... Nu, nici dăm. măcar în memorie, nu. să ne bucurăm de opera lui într-o altă energie, înțelegi? Da, creepy nu mai e că suntem înconjurați de video, dar sărăcăcios mi se pare, da. Să faci un spectacol bazându-te pe chestia asta, asta s-a întâmplat la, la, ABA. La și la ABA a fost însă tehnologic mult mai vast și mult mai wow, dar de fapt asta a fost o hologramă a lui Dio cu bandul lui Dio Life îți vine să crezi bilete vândute în neștire vin din toată lumea să vadă spectacolul Londra e asediată de de Japonia de Taiwan de America de Sud în de, toată lumea vin îți dai seama că așa vor arăta bandurile pe viitor? și că nu știi dacă va apărea, hai să zicem, vreun axel roz, dacă e real sau nu, Mai, până la urmă, uh, poți uh, să-i uh, faci orice marketing în spate. Silviu, fii atent. Uh, dacă nu dispare partiul, în esență, partiul ce este, e ziua lui Silviu, da? Ba, mișto, ne vedem, ne vedem. Unde? La Silviu acasă, în grădină, la o terasă, da? Dacă nu dispare această această apucătură de a ne vedea și de a petrece împreună și dacă este înlocuită cu o chestie pe monitor, atunci există și cântat. Pentru că atunci când vin la Silviu, ori cânt eu cu o gitară, ori cânt eu cu vocea, ori cântă Silviu, ori pune Silviu ceva, ori se întâmplă ceva live, înțelegi? Și atunci această formă de comunicare nu poate dispărea. Adică omul. Contribuția omului în a crea emoție. Se ridică Silviu, se mi, machit, după 16 pe vinuri și recită ceva. Dăm, din dăm bod... ceva analog, da? Da, dăm recită ceva din botler și toată lumea cade pe spate și nu știu. Astea sunt fazele care țin de comunicarea directă umană. Nu poate fi făcută ziua lui Silviu cu un software în loc de invitații. Ai avut și experiența în pandemia cântatului online. Mi-ai zis că a fost frustrant, apropo. Și neartistic, uh -huh. total neartistic, adică uh, E o componenta de emoție zero, aproape zero. Sau invers, negativă chiar. Și frustrant, da. Da, da. Măi, uh, am descoperit o chestie zilele astea Uh, ne distrăm, da? Facem un podcast să ne distrăm Am descoperit o chestie uh, Un tip de umor cu care n-am rezonat maxim Dar uh, este de prin anii 2000 Și m-a lovit cumva așa Să zicem în moalele capului uh, Puterea cuvintelor Nu spun despre ce e vorba O să spun pe urmă Dar o să te prinzi Ia de Dar văd că timpul a afectat nu zici, se apropie de sfârșit. Ca să concluzionăm, muzica românească a câștigat noi valențe mondiale. Prin melodia nu știu ce s-a întâmplat, s-a mărit armata. Un versul care pare a fi adevărat. Probabil de aceea, având o armată mare, România a fost atrasă de pentru da. a intervenit în anumite companii. Nu, 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 în faptul că simt nevoia, nu ar trebui să te pună pe gânduri. Dar fi calm, dragă Iosif, sau la vârsta ta ar putea să ai un Nu știu dacă este academic să mă exprim așa, dar cred că o să-ți dau un pumn în cap. <laughs> Sună fa minor. Iute, Sava, nu-ți permit! N-ai sesizat nimic? Nu! Uh! Înseamnă că ești un bun meloman. E o diferență de un semiton, ascultă. Fa diez minor, sol major. Fa minor. Fa minor. Godoroja ești plin de diezi. Acolo zice hashtag. <laughs> da. Mi-a apărut asta la un moment dat în feed și m-am gândit la tine, zic uite mă ce... Dar uh, discuția despre NATO a fost foarte interesantă atunci. Uh, îți dai seama că eram două figuri... Bine, nu vreau să mă compar cu Iosif Sava. Erați două figuri care apăreau la TV. două figuri da. excentrice ca soluții timbrale de mm. voce. Uh, Iosif Sava era, avea un soi de tărăgănare, după cum și încearcă aici cei de la Vacanța Mare. Asta e că voiam să spun că era vorba de Vacanța într Mare. Într-un registru super grav și așa. Iar eu eram foarte pițigăiat, mai ales pe vremea aia, dar amândoi eram foarte vii, aveam o priză fantastică la public, în sensul că publicul vedea pasiunea cu care făceam toate acele emisiuni el pe partea lui de, de muzică clasică și eu pe partea de jazz și rock. Și faptul că eu am reușit să aduc Woodstock la Televiziunea Națională și să vedem integral programul Woodstock, făcea parte dintr-o misiune personală. Și asta o făceam cu o pasiune care, la un moment dat, pentru 2022, acum e... Ușor ridicolă, dar pentru vremurile alea erau romantice, erau, erau permise, era toată lumea era așa, inclusiv și picherele Bună dimineața. Mm. A, aș vrea să vorbești, mm. în fine. Simpatică, dar mi-aduc aminte de, de faptul că am am aruncat la fileu momentul ăsta este că, mă rog, este referința asta la la ce se întâmplă acum. Și mi-aduc aminte că data trecută când ai venit aici am vorbit un pic că, că eram imediat cumva post-lockdown și tu mi-ai explicat, citez din memorie. Da cum ai mers să te plimbi cu câinele pe, printr-un loc, da, și brusc te-ai trezit cu poliția care îți cerea, deci erai tu și câinele și nimeni altcineva, da? și te-ai trezit cu poliția care ți-a cerut că trebuia să mergem cu hârtia aia, că, uite de ce am ieșit afară, știi? Și ai avut, aici a din minte, ai zis, bă, se întâmplă asta, mâncați aș. Deci chiar se întâmplă asta pe bune. Și bă, era un șoc pe care l ați luat. Am scăpat brusc în pandemie. Dumnezeu știe cum? Băi, am intrat într-o belea, nu știu dacă mai mare sau la fel de mare. Cum ți se par vremurile astea? Um, cred că uh, ieșirea dintr-o perioadă de restricții, noi îi spunem pandemie, dar poți să-i spui, de exemplu, exercițiu. Ieșirea din acest exercițiu pandemic este clar uh, nu fără urmări. I-am zis că sociologii și psihologii sau psihoterapeuții au, au doar din ăștia doi ani de pandemie și lockdown uh, material să scrie 20 de ani de acum. Păi toți psihoterapeuții în momentul de față uh, primul că s-au înmărit numărul lor uh, au uh, ridicat onorariu. Da? Era... Mulți impostori. Da, ok, dar ce nu există și marketeri? nu te fac mare pe Facebook, acum te fac mare pe Facebook, nu? Că n-ai vânzări, ai altă problemă, dar, dar da, din punct de vedere psihologic, în momentul de față, aceste restricții au, au creat niște mutații de echilibru. Și Ei, de comunicarea că... între oamenii aia de care vorbeai mai devreme. Știi de ce? În primul rând, în primul rând pentru faptul că s-a pus în mod evident sub semnul întrebării existența. Existența omenirii. Și după care, într-un mod paradoxal, s-a desfințat această întrebare. Și s-a ajuns la concluzia că nu a fost nicio secundă vreun pericol de desfințare a omenirii. Această duș rece, cald, nu rece, fierbinte, a avut deloc un efect, cum să spun, revigorant, a avut un efect de dezechilibru. Faptul ăsta a creat după aceea la, cum să zic eu, are ca efect, și este vizibil acest lucru, o dorință acerbă a oamenilor de a ieși oricum, în orice condiții, în stradă. Oameni care stau pe bordură, în centru vechi, care se duc la orice spectacol. Șase luni au fost din martie până în octombrie, în care au fost mult mai multe spectacole decât au fost în 3-4 ani înainte de pandemie. A fost o aglomerare de festivaluri care au apărut peste noapte. Știu, am auzit de oameni care aveau o cânt două cântări pe an și brusc au avut 20. Au fost A au fost ca un reverion zilnic câteva luni. De ce? Pentru că a fost o cerere foarte mare de, ca urmare a acestei nevoi, de a da piept cu, cu aerul, cu lumea, cu, cu normalitatea. Ba care lucrurile s-au așezat. Și uh, uh, cei care au știut să facă bani, Acum sunt foarte bine și uh, se bucură de. Îi numără. Da. Că vin și numără, care... așa? Cei care nu au fost atenți, că nu știu sau că nu au avut educația să înțeleagă ce se întâmplă după o pandemie, suferă. Eu n am avut o educație corectă în acest sens și suferă pentru că după nu pandemie, după pandemie. Nu a fost nici de cum o revenire, ci a fost o cădere din în care. Am scăpat de -am dat de masă, da, spune. Da, da. Cădere în care încă suntem și acum, și anul viitor uh, va fi ultima, se pare, ultima etapă a acestei căderi. Da. De ce spui că la anul va fi ultima? Așa sunt, uh, să zicem, prognozele, și anume că și care prognoze sunt alimentate de o firească aserțiune, Uh, nu poți să-ții lumea prea mult în criză, că totuși cineva produce, cineva trebuie să cumpere ceea ce produce. Deci, marile corporații care fac curele și uh, ace brice, ele până la urmă trebuie să vândă aceste curele, ace și brice, și dacă o vreme tulbure apele, după aia trebuie să le așezi la loc ca să vină omul cu banii să cumpere ace, brice și mai departe. Da? În concluzie, cam așa ar arăta prognoza că va fi 2023, anul în care se stinge, se oprește creșterea inflației și sperăm ca în 2024 să ne ducem undeva la 7-6%, ceea ce înseamnă hopefully, nu? Bine. Inflația venind, știi, trăim în vremuri de propagandă în care Urmărind-o și urmărind-o, la un moment dat dezvolt skill să te prinzi când e propaganda și da. când nu. Uh, inflația asta a fost provocată în pandemie, da? când s-au tipărit foarte mulți bani fără acoperire, uh, să țină uh, americanul și englezul acasă și, în general, oamenii din Occident. Uh, era previzibil că vine inflația. Peste toate astea ne-am trezit și cu Balșoi Jihad, care a, a pus lucrurile și mai tare în cap și nu se oprește. Adică, Păi nu mai vorbește nimeni despre pace. Înțelegi? Uh, și lucrurile, că aici e parte din îngrijorarea mea și mă bucur de optimismul tău, uh, lucrurile se precipită de la o zi la alta și nu mai vorbește nimeni despre pace. A vorbit Elon Musk despre pace uh, și l-a jurat lumea, uh, a vorbit Dâncu și l-a dat Zelenski jos, <laughs> așa și <laughs> Ah, așa, ce frumos după, ce, după ce -a decorat, -o și -o de l-a decorat, aia i furat-o așa de alții. Așa și. Măi, deci citesc în fiecare zi știri. Odată că am ajuns să-mi să să dau calitate timpului meu liber, urmărindu-l pe Cristoiu care îmi face o comparație între propaganda de acum și propaganda din, din cel de-al doilea război mondial sau propaganda de la sfârșitul anilor 80 când trebuia să facem economie. Știi, a ajuns tipul ăsta un tip de a da calitate timpului meu liber. Nu mi a fi imaginat așa ceva, neam. Plus, uite, am găsit niște știri. În toată situația asta în care, până la urmă, una din victimele acestui război, da, este Europa și victimă cap de vârf de lanci este Germania, da? Germania care nu mai are gaz de la ruși, Germania care are probleme economice, China care este dușmanul Occidentului, da, declarat dușmanul Occidentului. China, dușmanul Occidentului, am înțeles. Da. Uh, și ce să vezi, uite, citesc o știre, Germania este în negocieri cu China să-și vândă portul din Hamburg. Uh, China vrea să ia 40% din pachetul Dacia dacă nu știai. Deci sunt tot soiul de lucruri de astea care se întâmplă și peste toate. Deci asta mi s-a părut. Dar pachetul de aceea să nu uităm este uh, franțuzesc. Uh, mi se pare că este o societate în care majoritar este partea franceză, dar cred că și statul român mai are o parte. Cred. Dacă apare 40% pachetul uh, chinezesc, ca să zicem așa, atunci probabil că statul român își vinde partea lui că francezii n-au de gând să renunțe la Dacia că e un brand care se vinde foarte bine. Să vedem. Da, uite, sunt și aceste discuții, iar știrea care am început să mă amuze să găsesc entertainment în nenorocirea asta da? de hilar. Cred că o aș... pe Germania îi așteaptă o iar pe pe cetățenii Germania îi așteaptă -o iar nu foarte grea. Așa se pare, așa se anunță. Uh, se propune o lege, da? Ca uh, să se legalizeze marihuana și fiecare cetățean poate să aibă la el, da? Până la 20 de grame. Asta e enorm. De ce? <laughs> Pentru că să nu mai iasă în stradă, să stea mai păcil și să uh, facă economie în casă cu... Adică în întreba, Germania? Întrebarea ta este de ce se abordează o asemenea relaxare a interdicțiilor vis-a-vis -vis de posesiunea de... Că până la urmă, marihuana este un drog. Uh, și de ce se face această relaxare? Asta e întrebarea? Uh -huh. Păi în, întotdeauna mergi pe firul banilor. Adică dacă vrei să afli un adevăr real, nu filozofa prea mult. Uite-te undeva. Da, da, unde da, se cheltuie, Exact, unde se cheltuiești, de unde se câștigă acești bani. Cu siguranță sunt niște companii farmaceutice care acum încep să cultive. Și sunt aceste companii, între care și celebra uh, Johnson Johnson și Pfizer-ul face treaba asta. Și așa mai departe. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte este un drog ușor. Țin să-ți spun că dacă cu rețetă îți iei de la farmacie un antibiotic sau un antidepresiv sau ceva și ți se spune ei o jumătate de pastilă dimineață și gata. Dacă ești nebun și ei șase pastile, este mai grav decât dacă fumezi o țigară de marihuană. Că mori pe loc, adică în trei minute ai făcut atac stop cardiac. Ca atare, din punctul ăsta de vedere, legalizarea marihuanei mi se pare că e un act care nu va, nu va da peste cap cu nimic societatea. Eu sunt total de acord cu tine, pe mine mă -amuză, amuză contextul în care se întâmplă brusc și peste noapte da, în sunt Germania. interese de bani. Clar, sunt interese de bani, cum au fost și cu vaccinurile. Și astăzi, și mâine, și mereu asta se va întâmpla în jurul nostru. Noi vom fi întotdeauna manipulați. Dacă există o formație ca Pink Floyd care să ne trezească, sau un poet ca Nikita să ne îmblânzească și așa mai departe, vom fi protejați cât de cât de aceste manipulări. Dar noi vom fi manipulați ca și a fost întotdeauna uh, lumea. De către cei care, de către făcătorii de bani. Punct. Cred că o să se ajungă și aici cu asta, să mergem la farmacie și o să spunem, domnul, am perspectivă. Pers prescripția de la, de la medic, am glaucom la ochiul minții. Da. Așa, dați-mi și mie ca să renunț la vodca. Dacă vodca, uite, mi-a cam distrus ficatul, dați-mi și mie două Cred vizionate. că da, cred că da, dar trebuie să-ți mai zic un lucru. E, sim, da, este simpatică abordarea. dar Trebuie să mai spun un lucru care mi se pare foarte uh, foarte, foarte fain. Uh, diferența între pentru că sunt, am fost fumător și știu ce vorbesc, da? Diferența între tutun și marijuana nu știu să o fac, atâta tot atât, știu că cineva care fumează... Miroase diferit. Miroase diferit și mie nu-mi face plăcere. Și tutunul nu miroase de la o poștă, Tutunul aia miros -o bun, aia. bun are un parfum, frate. Dacă mai e și pipă, nu mai vorbesc. A, fel de tutun. Dar, a, dar de... are un... Are un, uh -huh. e, e ceva plăcut, înțelegi? pe când iarba nu este puturoasă. Să știi că aici e treabă de gust, pentru că știu oameni care ce bine miroase, alții miroase transpirație. Eu nu sunt din printre cei care spun wow, ce așa. Dar, cu siguranță, tutunul este... Ca să închem această pledoarie, într-un sens, tot glumeț, tutunul, până la urmă, are și, are și el funcțiile lui aromatice. Există destul de multe uh, miasme care au da arome care un pot am văzut. Exact, da, da cu, au tutun. Eu aș mai spune, însă, că emisiunea ta este foarte deschisă și asta îmi face plăcere, aș mai spune că uh, dacă. Ceva mă deranjează pe mine în viața mea despre mine, cu mine, este faptul că de multe ori capitulez în lupta de a fi independent uh, și de a nu juca în echipe uh, politice, economice, uh, de gusturi și așa mai departe. De multe ori e mai confortabil să zici bă, eu sunt de partea asta, eu sunt de partea... și refuz să mai judec. Pur și simplu. Eu sunt cu rapidul, refuz să judec că există o altă formație românească de fotbal mai bună decât rapidul. Nu sunt uh, cu fotbalul, nu sunt rapidist, dar am dat acest exemplu și de multe ori mă acuz pe mine din faptul că refuz să mă îndoiesc. E... Mă simt confortabil să spun nu ție, care nici n-ai apucat să termin ce ai de spus, pentru că eu sunt în, știu ce da, știu în ce echipa spui. aia. Știu eu ce sunt spui. în echipa Asta cred că e o a noastră. Da, și este foarte nocivă. De, da, hai să vorbim la concret, da? Există... Lumea, lumea vine cu adevărurile de acasă, știu ce spui, da? Da, da. Exist... Și tot, tot avem, cum îi zice, certitudini, nu se mai îndoiește nimeni de nimic, așa Și am probat aceste lucruri foarte recent și cei care ne ascultă acum să vă recunoaște pe ei înșiși. Vacciniști, nevacciniști. Putiniști, neputiniști. Putiniști, ucrainiști și așa mai departe. Este o greșeală, asta o simt, în a te așeza confortabil de o parte a baricadei și de a amesteca continuu ceea ce îți dă Facebook și YouTube care te-a filmat Idioții utili au ajuns să-i facă idiotii utili pe alții. <laughs> da N am ajuns la această concluzie. Uite o întrebare pe care aș vrea să-ți o pun ca om de media și care s-ar putea să intereseze uh, pe cei care ne ascultă. E mai bine că este YouTube decât cum era înainte câteva posturi consacrate de televiziune? Bineînțeles. Uh, să-ți să -ți explic și de ce. Uh, mie îmi place foarte mult ideea de podcast spre diferență de televiziune, aici ai tot timpul de pe planetă să-ți duci o idee la capăt. Fără să trebuiască să ai directivă de la CNA, că ăla trebuie să vorbească 3 minute și la care de la celălalt partid trebuie să vorbească tot așa și acum intră publicitatea peste noi și nu ai nicio problemă de... De genul ăsta poți să ai discuții libere de despre orice și, repet, poți să-ți duci o idee la capăt care, dacă durează 10 minute sau o jumătate de oră să ajungem la o concluzie, numai și pentru o idee, jos pălăria. Uh. Și este și o găselniță foarte bună, mai ales în contextul podcastului ăsta, pentru că are și componenta asta de comunicare foarte veche, radioul. Scoatem vocile, ne auzim doar pe radio, dar uite, putem să fim și video și de aici încolo suntem podcast. Așa se numește. Da. Uh. Și eu personal am adunat foarte multă informație de toate felurile de când YouTube-ul a luat avânt pe zona asta. Da, eu nu, nu mă referam la capacitatea de a fi informat, mă referam la principiu. Pentru că dacă te uiți, dau un exemplu, la cantitatea de influențări care au vizualizări foarte mari, această, această gașcă de influență din România nu e foarte mare. Care au uh, vizualizări uh -huh. de talia unei televiziuni naționale. Da? Pun în dreapta influencerii și pun în stânga programele televiziunilor naționale din anii 98-2000, Pro TV, TVR și așa mai departe, și le încerc să fac un, o comparație. Și am văzut că în partea dreaptă, unde sunt influencerii, este un permanent shop TV, tv-shop. Deci, în permanent trebuie de vândut ceva, fără preocupări de substanțializare. Totul este despre a vinde. Lucru care este identic într-o televiziune tradițională de anii 90-2000 americană sau germană sau chiar românească, ProTV, nu te uiți și câștigi, celebrul, primul celebru uh, uh, slogan de comercializare pe TV, da? uh, unde exista o preocupare pentru substanțializare, adică erau programe și așa și așa și despre Brâncuș și de uh, filme cu Arnold Schwarzenegger și uh, despre un festival de clasică și în fine toate la un loc într-o într generalitate te televizionistică cu substanță. În cazul acestor uh, influență nu se mai întâmplă niciun fel de producție, zero producție. Lumea stă la o masă și vorbește și vorbește și vorbește. O să te contrazic. Uh, există, mai ales în perioada asta în care, cel puțin pe televiziuni, încasăm doar propagandă. m amuz iar, uită, vin cu exemplul asta. Deci, de când a început războiul tot moare Putin. Încă mai are o boală. În fiecare zi mai are o boală. În fiecare zi, la DigiTV, să anunță da, vi victoria. Moare știi? Și, da. și un, unde trăiește? Unde <laughs> trăiește? El bine că mersi la, la soț. Da, trăiește. da, a, în, da fi. așa, în fine. Acolo via, dar dar. E, există acest exemplu. Eh, dincolo de treaba asta... Uh, presa liberă, da? Uh, realmente presa liberă, oameni care au chestii de spus sau uh, personaje care au chestii de spus și care au substanță, au fondul necesar să spună acele lucruri, poți să-i găsești încă pe internet. Pur și simplu s-a lărgit, uh, lărgit aria de informație. Uh, și Bașca, mi se pare un mare câștig că un singur om cu un podcast da? Și vine acest exemplu americanesc, acel podcast al lui Joe Rogan, care are o, o medie de 11 milioane pe podcast, care acum pe Spotify, este cu mult peste CNN, care are 800 de mii pe lună. Deci CNN-ul, dita televiziunea cu mulți oameni și cu mulți bani, are doar 800 de mii de, vizualizări, de, de spectatori pe lună, Ăsta singur și cu încă un baiat la muta. Iartă-mă, CNN-ul ca post sau CNN-ul ca realizator de podcast? CNN-ul ca post TV. M-am uitat la niște audiențe, că am vrut să văd și eu audiențele. are 800 de milioane. În februarie, nu da. 800 de milioane, 800 de mii, până în milion. A căzut în cap de când nu mai e Trump, s-a dus cnn la vale. În februarie, m-am uitat pe audiențele din februarie când a început războiul, da. CNN-ul avea 800 de mii de oameni. CNN Pipera la noi aici, a mai vin și ăștia cu vreo 200 de oameni, deci în total sunt vreo un milion cele două CNN-uri, CNN Pipera, CNN Statele Unite, da? Ok. Acest Joe Rogan, da, cu podcastul lui, are 11 milioane. Ăștia un milion împreună, al are 11. Băi, jur, mi se pare un câștig. Mi se pare un câștig enorm. Și un plus de informație la, pe care altfel nu poți să-l accesez neam. Despre diferite uh, domenii de activitate, de, de toate felurile. Da. Eu, uh, în materie de știri, sunt uh, absolut de acord că liberalizarea propusă de uh, bloguri și de tehnica YouTube și așa mai departe este un act benefic. Eu mă refeream la calitatea actului de producție, adică ce văd, ce aud. Uh, și mă referam la influenceri care nu sunt, sunt transmițători de știri. Ei, influencerii, sunt cei care ei, au cei, cele mai multe audiențe, mai mari decât cei care transmit știrile. Uh, și eu m-am uitat, am încercat să înțeleg psihologia lor și ca să pricep în ce lume trăiesc și eu, să nu, să nu fiu un. Uh, un extraterestru în propria existență, nu? Și este. Principiul e la fel ca la televiziunile comerciale din anii 30-40, la, la Johnny Carson Show, dacă vrei, uh -huh. doar că e insubstanțial. Deci vindem ceva, dar e insubstanțial. Și insubstanțialitatea vine de la faptul că nu se pleacă de la ideea unei producții, deci totul este minimal, cel puțin astea sunt vremurile acum. Că mâine o să vină unul și o să pună mâna pe toți freelancerii ăștia, îi cumpără și face o, o televiziune online. Spotify face asta, uite. Cred că da. Mm -hmm. Dar aici cu spotify ar fi bine să dai câteva precizări prietenilor. Cine este Spotify? Care diferența între Spotify și YouTube? Ca să înțeleagă de la ce te referi. Păi YouTube-ul este exclusiv content video. Cred că știu mulți asta. Spotify-ul este pe, axat pe muzică. Mai nou se axează și pe podcasturi. uri Cumpără podcast -uri Și... Uh am acest exemplu al lui Joe Rogan, de la fiecare podcast al lui Joe Rogan, pe YouTube practic promovare. Sunt tăiate vreo două bucăți din fiecare podcast și lăsate acolo cu link jos spre Spotify și uite așa funcționează. Spotify a cumpărat cu 100 de milioane, Na, dacă vrei să vorbim despre bani, a cumpărat podcastul lui Joe Rogan. A, da, Banii bravo, Lui. bravo. Na. Și merge și așa, uite, o să vin cu încă un exemplu. Mi-am făcut o idee mult mai bună urmărind podcasturi despre dinamica războiului, despre dinamica forțelor de putere și despre Statele Unite despre care eu aveam o imagine mult mai naivă și visătoare, așa, știi? Nu, very wild place, de fapt. De fapt, vrei să spui că uh, acest podcast cu atât de mare audiență este liber. Da. Nu cred asta. Cât dar, nu dar nu cred pentru că așa e lumea. Și nu, nu, pentru că acest om nu e liber, ci pentru că așa e creată lumea. În momentul în care tu, Silviu, cu mine, nu o să faci audiența asta, din păcate ai ales un invitat nereușit. Never never. Dar dacă mâine... Nu știi cum să întâmplă. Dar dacă mâine după misiunea de astăzi, o să ți se, o să ți, se anun, o să ți se spună în raportul de audiență că ai făcut o audiență mai mare decât toate radiourile din București și tu ai să zici, wow, dar ce dracu a făcut Godoroja de are așa audiență, nici nu mai contează ce a făcut, secunda următoare pui mâna pe telefon și zici, ce faci, Mike? Păi bine, tocmai ne-am văzut ieri. Nu vrei să vii puțin până la mine? Am să-ți ofer ceva. Băi, sunt ocupat. Azi, trebuie să mă în studio. Cât te costă ziua de studio? Păi, nu știu, vreo 150 de euro am plătit. Îți dau 300, dar vinu' acum. Când am venit, deja mi-ai pus pe masă contractul pentru că în spatele tău sunt alții care ți-au pus contractul și deja începe să meargă banul, care este, de fapt, inima întregii lumi de comunicare. Din clipa în care începe să funcționeze lucrul ăsta, funcționează și cei cu care trebuie să joci. Căci nu există liber decât dacă e fără bani. Iar dacă e fără bani, cineva își pune întrebarea bă, dar de ce nu vrea să Munteanu bani? Îi dă altul. Și se începe o, o anchetă. Și ce din rău. anchetă, dacă se observă că Siviu Munteanu chiar nu primește bani, este dubios rău și îl facem părea cum patru să-l dăm afară. Îl scoatem. Că înseamnă că nu, nu poate fi manipulat, nu? Așa că, câtă vreme ai o audiență moderată, ești liber. În momentul în care nu, îți spun, și din experiență proprie, dar și din ce am citit, că nu există nimeni liber. Pot fi de acord cu tine. Uh, și o să mai vin cu un exemplu. Uh, și vreau să dezvoltăm un pic pe, pe de tema asta. La acest Joe Rogan a venit de curând Roger Waters. Sunt trei ore de discuție la care m-am uitat, n-am pierdut nimic. Uh, a, am văzut. Deci ce, asta am văzut și eu. Ce s-a spus acolo? Uh, odată că mi s-a părut că ar fi libertatea absolută. Deci s-au aruncat uh, niște treburi grele de tot. Recomand oricui acest podcast da, am văzut este și pe eu. Spotify. Da. Uh, am aflat cu ocazia asta că există un site ucrainean cu o listă de oameni care sunt dușmani Ucrainei și trebuie omorâți, uh, Roger Waters. Da? Există un site, da, care are da. acest rest, în fine. Uh, măi, uh, M-am întrebat de ce mai face Roger Waters treaba asta, pentru că are o vârstă, da, are aproape 80 de ani, este în turneu, culmea, are o soție care este mai tânără cu mine și dacă mai vrea să rămână relevant și m-am gândit la toate aspectele astea, știi? Versus l-am ascultat cu mare atenție. Măi, a fost foarte articulat și foarte liber să spună orice ce, ce nu este, nu a fost pe placul multoră ce a spus el acolo. Eu cred că un om la 80 de ani trebuie ascultat. Uh, am avut ocazia să ascult oameni la vârsta asta, cum ar fi Johnny Răducan, uh, cum ar fi, uh, că mai devreme vorbeam de Iosif Sava la vârsta asta de 70-80 de ani, Dan Andrei Aldea, nu mai ai de ce să ții partea cuiva. Uh, nici măcar să, să îl discuți pe Dumnezeu sau să te cerți cu el sau să-i reproșezi, nu mai ai de ce, pentru că te apropii foarte mult de cer. În concluzie, ești mai liber decât ai fost în viața ta vreodată, să spui ce simți și ce gândești. Deci nu cred în uh, ideea că Roger Waters s-a dilit la cap. Nici mie nu mi Nu cred că Roger Waters e uh, angajat în într-o campanie și cu atât nu mai. A spus lucruri. Despre care, brus nu prea mai e ok să vorbești. Ai altă discuție, dar vorbesc de el, de Roger mm -hmm. Waters, că pe el despre el vorbeam. Și, de altfel, iar nu cred că el vorbește așa ca să ajute la vânzările de, din turneu. Uh, ca atare, tot ce spune el trebuie ascultat. Un om poate să greșească. Un om, dacă nu greșește, nu e interesant. Adică, e dubios cineva care are pretenția că nu greșește. Deci da, e în regulă. Unde și habar n-am, dar îl vreau să-l ascult. Eu am ascultat câteva interviuri, am ascultat cu Roger Waters și unele m-au amuzat, unele am fost foarte atent, dar da, el trage niște semnale, uneori justificate, uneori nu, le, nu sunt de acord cu ele, că sunt om, nu, și am dreptul să nu fiu de acord. Pus în balanță alte opinii, de exemplu, cum sunt cele al unui alt mare artist, Paul McCartney, care și el este un octogenar și care și el trebuie ascultat că și el nu mai nu poate fi manipulat, că nu are ce la vârsta asta să mai conteze pentru Paul McCartney ca să se cum să, spun, să se să fie subjugat un interes. Și acum, ca să închid uh, uh, subiectul care l-ai deschis foarte, foarte mișto, există, în, ca și în cazul vaccin-nevaccin, și în cazul acestei discuții, Putin este o victimă a uh, politicii agresive a NATO și, de fapt, a Statelor Unite. Hmm. Este, Rusia, Vai, cum se spune așa ceva? este Rusia o victimă a expansiunii NATO? Hmm. Uh, ai nelămuriri, e foarte simplu, te ții în istorie. Istoria te va lămuri foarte clar și despre Rusia, și despre America, și despre NATO și așa mai departe. Și ce o să aflu că nimeni nu e inocent. Da. Silviu, ce știu eu este că eu aici în București, în sectorul 3, după pandemie, în loc să mă revin și să pot să mă bucur alături de părinții mei, e bine, l-am pierdut pe tata, pentru că acest virus a existat, nu a fost o invenție. Pare rău să asta. Și după ce a trecut pandemia, m-am trezit cu un război la ușă și cine face un război nu face bine. Indiferent ce și cum nu face bine un război, că este o istorie strâmbă, că vrei să o îndrepți oricum nu cu pușca, nu cu pumnul, nu cu cuțitul, nu cu sânge. Eu asta cred. Eu sunt un uh, partizan al păcii whatever. Și în concluzie m-am trezit Vezi cu Vezi că s-ar putea să ții niște cancel culture că vorbești despre pace. Fără doar și poate. Fără doar și poate. Deci, m-am trezit cu un război, nu mi l-am dorit, nu-l vreau și, sincer să spun la o asemenea experiență umană pe care o are uh, viața mea. Am 57 de ani, mă simt încă gata să mai fac multe lucruri. Bă, nu prea mă interesează să intru în vreun pluton, să eliberez ceva. Vreau să mă bucur de viață. Vreau să mă duc cu tine la terasa din Micu Golf de la 2 mai și să ascult formația Uriah Hip. Nu vreau să mărșăluiesc în niciun platou de război. Punct. Acum că se întâmplă lucrurile astea, indiferent de voința mea, da, dar nu înseamnă că trebuie să fiu de acord, așa că una peste alta, indiferent în ce direcție se vor duce argumentele, Uh, Într-una sigur mă voi afla eu, aceea de pace. Sunt doar 300 de kilometri între terasa de la 2 Mai și Sevastopol. Dar am fost la Chilia. Ah. Eu am fost la Chilia și noaptea se auzeau uh, alarmele și se auzeau uh, exploziile. La chilia în port La Chilia. Deci la Tătaru. Da. La Chili, la Tătaru. Bănuiesc că n-a fost deloc pace. m mă cu paru, da, n-a fost. Și uh, una peste alta sunt uh, pentru. Uh, sunt penibil, dar asta sunt pentru pace. Vorbind de 8 mai că vă vorbeai mai devreme, da. avem această epocă care se încheie, da, a murit Regina Angliei, a murit uh, și Gorbaciov. Ion Iliescu a scris pe canalele domniei sale de social media fostul președinte Ion Iliescu dar pentru cine nu știe da. a, și-a terminat frazele de cele câteva cuvinte post adresate cu Dumnezeu să o odihnească Dumnezeu să-l odihnească ateul Ion Iliescu așa și-a terminat frazele a zis, o, uite ce Păi asta înseamnă un respect pentru mine, care mă rog, nu sunt ateu, e un respect pentru mine. Mi -mi e o ironie a vieții, trebuie să recunoști. Da, dar e un gest de respect pe care îl are el față de cei cărora se adresează. Uh, și în fond și la urma urmei, uh, Silviu, uh, la cât ne-am chinuit noi cu omul ăsta, Pah cât, deci au fost anii aia de speranță de, de că vom, o vom lua într-o direcție mișto și că am așteptat 10 ani, 20 de ani, la când am chinit noi cu, cu Ion Iliescu, uh, ar fi meritat un 10 minute înainte de anul nou să apară, cu tema Republicii în spate, cu un pahar de șampanie și să spună, dragi români, eu sunt Ion Iliescu, vă rog frumos să mă iertați. Da, nu știu dacă o să se întâmple asta. Nu, uh, dar fi, ar fi fost fain. Da, eu cumva... Uh, a ajuns și Iliescu, și pot să înțeleg de ce, a ajuns și Iliescu un personaj pe care lumea trebuie să-l urască. Era și un site să moară Iliescu. Băi, mi s-a apărut puțin cam mult. Și nu, nu vreau să intru în, în, în zona asta. Plus... Păi, uh, cum au fost anii 90? Băi, au fost nasuri Da, da, aveam 18 ani. Ne. Da, da. Înțelegi? Da. Am, am, am o imagine mult mai uh, visătoare despre anii 90, 30 de mine. Când am ieșit din Revoluție, când incasam tv ul nu era în cărca mea să produc bani atunci, probabil și de-aia, știi, și. Eu uh, aș vrea să, să aduc o, uh, o, o o notă de. Uh, o notă personală în această discuție la lui 2022, pentru că noi ne aflăm la un post de radio care emite pe FM, da? în același timp suntem în online pe YouTube. Ca atare, orice vom face acum, rămâne, nu se duce, nu dispare ca oricum era odinioară FM-ul. Da. Uh -huh. Deci rămâne și poate fi mai grav, poate fi, sau mai bine, poate fi uh, răspândit. Uh, vreau să spun că uh, eu cred că uh, este foarte bine ca să ne restrângem numărul de prieteni. Sau mai bine să nu să ne restrângem, să ni numărăm. Acum, uh, câți ai tu 20.000, tu câți ai 17, tu câți ai 3.000, eu aș face, eu aș da următorul. Toarea sugestie să luăm un carnețel, nu tabletă, cu un pix și să începem să scriem. Prieteni, 1, foticu, ok, 2, grasu 3, minel, 4, 5, 6, 7. Așa să ai vreo 20 și pe aceștia să îi sunăm și pe acea să îi activăm și să comunicăm cu ei. Pentru asta va trebui să suprimăm puțin din timpul de social media. S-ar putea să trească să mai suprimăm puțin din cât vizualizăm noi de podcasturi, seriale și așa mai departe pe online. Și când zic online, zic inclusiv vizualizarea pe ecranul mare de televizor. Da? Și să mai reducem de aici și în, în pofida unor întâlniri directe. Pentru că eu acum mă simt atât de mișto cu tine pentru că uh, ai provocat printr-o discuție live prietenii care ne ascultă acum să înțeleagă din ce spun eu că de fapt eu cu Silviu Munteanu mă văd față în față. Numai ei ne văd pe noi în clipa asta pe YouTube, pe un ecran sau ne aud doar în difuzoare. Dar eu pe Silviu îl văd față în față, îi văd reacțiile, îl văd când se înroșește, îl văd când îl ne enervez sau când îl bucur, când spun niște lucruri bune sau tâmpenii. În orice caz, comunicarea directă este sănătate Suflet la suflet, sănătate la minte, este mult mai faină în ceea ce privește capacitatea de creație. Și știi, o veste bună, întotdeauna în cercuri uh, s-au născut, uh, născut idei progresiste. Uh, paranoia. În cercuri mea, restrânse. Paranoia mea, sunt total de acord cu tine, paranoia mea că uh, asta, partea cu pandemia, da, și cu lockdown-ul, au fost provocate de către niște oameni ca să ne insingureze, să ne facă rău, să ne izoleze și așa mai departe, are și un revers al medaliei, cel puțin în gașca mea de prieteni, care nu sunt puțini, a reinventat ceea ce se întâmpla în anii 90, partiurile în bucătării de apartamente. Partiurile în bucătării, ceaiurile. Așa le spunea mama, așa le spunea ceaiuri, noi le spuneam baia rame, dar alea erau în toată rame, casa. Da, da. Dar nu, sunt partiurile în bucătărie. Unde să stă la, la fumat, la băut. Uh, mai puțin cântă cineva, că nu prea e loc, uh, și în gașca mea de prieteni nu sunt oameni care sunt uh, în zona asta de talent, în fine, dar a, a reinventat treaba asta de intimitate și de discutat foarte multe idei de toate felurile, unde nimeni uh, nu trebuie să fie de acord cu celălalt. Uh, unde nimeni nu vine cu adevărul de acasă și unde cu toții ne îndoim de aici de acolo. Mi se pare foarte sănătos. Și, și dă calitate vieții mele, cel puțin. Da. Uh, Chit ce... că mă doare capul a doua zi de la alcool, da, mi-asum, uh, 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 nu? Da, da, Dumnezeule mare, sprițul, uh, cu prietenii uh, e ceva Care n are cum să fie înlocuit de niciun software. Să știi că orice băutor de vin, și ori și ce om cu frica lui Dumnezeu, și în cele bisericești, îți spune limpea de niciodată să nu pui apă în vin. Da. Așa că mai e ușor cu sprițul. Eu, uh, da, da. Uh, am. Uh, recunosc această greșeală a sprițului. Dar întotdeauna când mă așez undeva, că este la masa unor prieteni sau undeva, primul pahar este cu vinul sec. Și dacă îl mai vreau, și dacă e cald, vară, dacă îl mai vreau îl fac și priți. Dar întotdeauna, indiferent unde sunt, întâi este primul pahar cu vinul așa cum este el de la, de la creator. Aș vrea să-ți să mai zic ție și prietenilor care ne ascultă acum că... Această lume nu merge într-un dezastru apocaliptic. Va avea un final la un moment dat, dar nu va fi, după părerea mea, în timpul vieții noastre. Și nu merge într-o zonă apocaliptică. Este o lume care este într-o continuă schimbare. Această schimbare se petrece pe seama noastră, cu noi, este despre noi. Pandemia este o dovadă în acest sens. Și, ca atare, Participarea noastră este deloc uh, neglijabilă. Este cu mult sens. Uh, a sta uh, nepăsători la trecerile care se, uh, se petrec în fața noastră, a nu avea o reacție, a nu fi participant în uh, comunicarea online, nu este ceva sănătos trebuie să fie. Pentru că în felul ăsta și numai în felul ăsta există echilibru. Există, dacă mă îngrijorează ceva, peste toate astea, dincolo de amenințarea nucleară, bineînțeles, dar dacă mă îngrijorează ceva foarte tare, este că ideea de drepturile omului și freedom of speech dintr-o dată au de suferit. Faptul că m-am trezit în pandemie în Canada, că niște oameni care au demonstrat în stradă s-au trezit cu conturile bancare blocate, tipul ăsta de abuz, băi, mi se pare foarte îngrijorător și dacă lumea nu ia reacție la, la, la astea, tipurile astea de abuz, s-ar putea ca viitorul, până cel puțin la sfârșitul vieții noastre, să nu fie foarte fericit. Și să trăiesc cu nostalgia vremurilor de 90 și 2000, când nu mi-am dat seama ce viață frumoasă am avut. Da. Sunt foarte încrezător că experiențele pe care le-am trăit nu sunt mai catastrofice decât restul istoriei. Nu neapărat istoriei vieții mele, restul istoriei în general. Uh, istoria ne-a dovedit întotdeauna că uh, faptele mari sau uh, descoperirile sau progresul nu s-a făcut uh, la pas cu miei cu turma. Întotdeauna s-a întâmplat datorită unor uh, agresiuni, unor dezastre, unor războaie, unor fenomene sociale puternice, da? că ei s-au numit vikingi, că au fost Imperiul Roman, că s-a fost Marele Egipt și așa mai departe, numai așa s-au petrecut uh, Imperiul Otoman, uh, numai așa s-a petrecut progresul tehnologic, progresul cultural, că poate cineva o să spună că nu există progres în cultură, sunt absolut de acord, dar progresul în ceea ce privește tehnologia culturii, de, de comunicarea culturii și de, 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 de realizare faptică a ei, da. Și acces al oamenilor. Ok, da. dar, dar aceste lucruri nu o să înceteze și pe mai departe. Și toate au arătat că cu toți, tot sus și jos, tot sus și jos, uh, Lumea de astăzi este rezultatul unei, uh, unei linii mediane. Vreau să închei așa și să spun: uite, tocmai ce s-au făcut șapte ani de la nenorocirea din colectiv, unde mi-am pierdut bunul meu prieten Dan Ciobanu cu care am făcut filmul Balta Albă, uh, și pare cu, rău. cu el glumeam uh, că suntem, uh, fiind de o vârstă cu mine, cred că era cu un an mai mare, că suntem ultimele bastioane ale generației analog. Fix, fix asta am fost noi în seara asta. Aha, da. Ultimele bastioane ale generației analog, căci după noi va veni digitalul fără milă. Și am avut discuția asta. A fost o reală plăcere și foarte mulțumesc. Mulțumesc și eu, mulțumesc frumos. Și ne mai vedem și trebuie să bem vinurile. Alea. Da, da, ne vedem. Seara bună, papa. Subscribe toată lumea, da? Silvio Montano e os seus Podcast No Futilidade.